Autoritățile locale pregătesc un nou proiect în cadrul cetății medievale a Severinului. Aceștia doresc înființarea unui mic muzeu, unde vor fi prezentate toate obiectele descoperite în timpul reabilitării cetății medievale, prin intermediul tehnologiei 3D. Arheologică și istorică a cetății la ea acasă, nu doar la muzeu. Da, 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 da. Un mini-muzeu, să zic. Un muzeu, dar e foarte important că... Dă substanță celor care vin să vadă, să viziteze. O istorie, zici, bă, nu e... Uite, aici au murit oameni, au avut unul lupte. Proiectul face apel la tehnologiile multimedia pentru realizarea unor producții digitale în jurul unor obiecte istorice, iconice, descoperite aici, prezentate publicului cu ajutorul unei scenografii de ambient care exploatează decorul natural al cetății. Un nou proiect câștigat de Primăria Turnu Severin prin Palatul Cultural. Vorbim aici de un muzeu la cetate. Atunci când s-au făcut săpăturile, când s-a reabilitat cetatea, au fost găsite diferite obiecte, chiar oseminte ale celor care au luptat aici acum câteva sute de ani și ne-am gândit, printr-un proiect sprijinit de Ministerul Culturii, să facem un mini-muzeu cu aceste obiecte găsite exact aici în cetate. Acesta e un lucru bun care ne va ajuta și la fluxul de turiști, oamenii care vor veni pe lângă cetate și pe lângă încăperile destinate funcționării cetății în medieval, vor găsi și acest mini-muzeu, un punct în plus să rămână aici, să viziteze cetatea și eventual să se întoarcă și cu alți prieteni. 10 obiecte iconice descoperite în situl cetății, aflate acum în colecția Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin, vor fi scanate non-agresiv, modelate digital și replicate fizic prin tehnici de modelare multistratificată și de printare 3D care reproduce perfect obiectul original. Acest proiect subvenționat integral și nerambursabil de AFCN ne aduce la cetatea medievală zestrea istorică a cetății medievale, ceea ce arheologii în timpul săpăturilor, în perioada reabilitării, au descoperit. O expoziție este la Muzeul Regiunii Porților de Fier, în cooperare cu dumnealor. Vom reproduce în 3D, pe măsura așteptărilor publicului, fie că vorbim de turiști, fie că vorbim de cunoscători și de iubitori de istorie, aceste artefacte, aceste obiecte la cetate, la lumina zilei, pentru a vedea încărcătura arheologică și istorică acestor locuri, valoarea acestor locuri, dincolo de frumusețea peisajului. Cele 10 obiecte vor fi contextualizate în interiorul unor scenarii animate pe teme istorice reprezentative, iar în acele camere ale istoriei oferite de cadrul natural al cetății vor fi plasate și replici fizice ale acestor obiecte. Acest proiect urmează să înceapă anul viitor, fiind un proiect de suflet pentru autoritățile locale.